Tatăl fetiței care ar fi trebuit să primească numele de Ștefania Larisa este încă bulversat de tragedia prin care trece. Bărbatul este intrigat că la spital i s-ar fi cerut să declare că fiica lui s-a născut vie. Mie mi s-a spus că s-a născut vie și că are nota 1 și mi s-a cerut să-mi declar fetița vie, ceea ce eu nu o văzusem nici deodată. Reprezentanții spitalului nu au nici acum un răspuns clar la cele întâmplate și în special de ce medicii au intervenit chirurgical abia după o noapte, timp în care starea gravidei s-a degradat vizibil. De ce nu s-a intervenit până dimineață? Nu erau, cum să spun, nu avea premizele fătul, deci bătăile cordului fetal erau bune în momentul ăla și nu a determinat de niciun fel medicii să intervină, să facă intervenție chirurgicală, să facă operație cezariană. Mai mult, medicii au anunțat familia despre moartea fetiței doar după ce polițiștii au fost anunțați prin 112 de tatăl fetiței. Este comunicarea pe care au avut-o acolo pe secție. Nu știu, există o procedură clară? Nu există o procedură clară. Decerează sau o rudă ca medicii să anunțe aparținătorii? Adică a fost bine, a fost rău, le pare rău, le pare bine? Ceva, din acest punct de vedere, nici unde nu știu că să existe o procedură de acest gen. Medicii legiști au efectuat necropsia în această dimineață, iar primele date arată că micuța a fost adusă pe lume moartă. Datele morfometrice indică că era născut la termen, greutate și lungime normale pentru vârsta sarcinii. În urma necropsiei am stabilit că nu s-a instalat respirația extrauterină și am apreciat că el s-a născut mort. Este al patrulea caz de malpraxis de la începutul anului investigat la maternitatea din Târgu Jiu.